Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe emisiunea Frontul, pe care o realizăm în sudul Ucrainei. În spatele meu este brațul Chilia și la mai puțin de 1 kilometru este România. Dar localitățile ucrainene cu ieșire la Dunăre au devenit ținte predilecte ale forțelor ruse, care atacă infrastructura portuară cu drone încărcate cu explozibil. Alături de mine se află Anatol Abgaș din Orlivka. Este un sat chiar la frontiera cu România, a cărui infrastructură portuară, acolo se află un complex de feribot, a fost atacată de 2 ori până acum. Cum este viața la frontieră, acolo unde vin foarte des dronele kamikaze rusești și atacă? În primul rând, vreau să atenționez, Alina, că infrastructura portoară e foarte nouă. Adică e 1 an, 2 de când a început să funcționeze. Și asta e foarte dureros, pentru că s-au făcut investiții, oamenii au vrut să facă ceva foarte frumos pentru regiune și pentru întreaga țară, pentru că e destul de interesant proiectul singur de la sine. A apărut un port pe Dunăre și el e în Orlivka, ce pe mine mă bucură foarte tare. Vreau să vă zic că, într-adevăr, noi am fost destul de, să zic, speriați, nu e de ajuns, pentru că au venit dronele în satul nostru, ceea ce nu era de așteptat, pentru că noi credeam că dacă suntem la graniță cu România, cu NATO, cu Europa, nu va veni nimic spre noi. În orice caz, noi eram foarte încrezuți în acest moment. Noi țineam pumnii ca să nu vină nimic spre noi, pentru că eram siguri că rușii nu vor îndrăzni să facă acest lucru. Însă s-a întâmplat cum s-a întâmplat și au venit mai multe drone. Au venit mai multe drone și au nimerit în infrastructura și portoară și a granicerilor. Și de aceea vreau să vă zic că oamenii noștri au fost destul de alarmați, pentru că toate aceste drone treceau peste satele noastre, adică peste satul nostru în general, dar și în alte sate care sunt pe apropiere. Anatoli, cum este viața voastră foarte aproape de graniță? Cum a fost pentru voi primul atac puternic cu drone kamikaze trimise de ruși? Ești tată? Ai părinți, ai soție? Cum a fost pentru familia ta și cum este să trăiești sub acest spectru al amenințărilor permanente? Vreau să mai atenționez faptul, Alina, că aceste atacuri au început după 1 an de activitate ca voluntar. Adică eu, ca voluntar, activez deja de la începutul războiului și aceste atacuri au început de-abia acum, câteva luni. Acum, ca să nu mă greșesc, 2 luni de când au început atacurile. Pe zona aceasta, Dunăreană. Da, da. Noi activam ca voluntari și ținem legătura cu ONG-uri, cu oameni simpli care ne ajută, care ne-au ajutat de la începutul războiului cu ajutoare umanitare. Și faptul că la un moment dat s-au început atacurile pe satul nostru, pe trecerea cu Bacu, a fost destul de stresantă, pentru că noi toți am avut ocazia să trecem în parte în România cu Bacu, noi toți am trecut pe Bacu, toți am fost pe acolo și acum realizăm că vin drone pe acest teritoriu și e destul de stresant. Ce le spui copiilor tăi? Copiii, în general, e altă situație. Cu copiii, atacurile sunt, în general, noaptea. Deci, copiii se trezesc din somn de la zguduitul ferestrelor, de la uși. Și, evident, că mai mici vin la mine, mai mari se ascund, se strâng și noi încercăm ca maturi să-i liniștim, să le explicăm că trebuie să fim liniștiți, trebuie să fim calmi, dar nu întotdeauna ajută. Știți, de la început era cu mult mai greu, pentru că ei tot timpul plângeau, erau alarmați, erau stresați. Acum, după câteva ori de atacuri, am început să ne ne consolidăm, să zic așa, să ne liștim unul pe altul, știți? La un moment dat și copiii ne liniștesc pe noi, vin lângă noi, ne îmbrățișează și zic că tot a să fie bine. Pentru că noi, ca părinți, retrăim și pentru ei și pentru apropiații noștri. E dureros pentru un tată să-i se trezească copilul speriat din somn, speriat de zgomotul dronelor și de explozii. Dacă să fiu sincer, nu sunt argumente care să-l convingi sau să-i explici copilului de ce se întâmplă așa. Ești voluntar, ai fost voluntar pe front timp de 9 luni. Ulterior, ai fost pe front pentru a aduce ajutoare militarilor. Cum a fost și cum este să mergi acolo? În ce zone ai ajuns? Din primele zile m-am înrolat în armată și am fost 9 luni de zile în armată. După 9 luni am fost eliberat din armată și m-am ocupat de voluntariat. Am făcut voluntariat civil și până și când eram aici pe loc, eram în armată și atunci am făcut voluntariat civil pentru că colaboram cu ONG-urile din România, colaboram cu Voluntari Fără Frontiere, cu Petru Gabor, cu Marian Macedon din Tulcea, domnul primar din Isaccea, care aproape zi la zi și acum ne sună și ne întreabă ce faceți, cum, mai ales după ce se petrec atacurile, știți, ne zice, scuzați-mă, dar nu pot să vă ajut cu nimic, doar stau și mă uit din partea aia cum vin dronele spre voi, dar ne liniștești cum poate și când avem nevoie, toți au alergat în ajutorul nostru și toți ne-au ajutat. După ce am ieșit din armată, știind momentele care au nevoie militarii, eu am început să organizez niște strângeri de fonduri, niște ce puteam aceea strângeam, pentru că am prieteni și colegi care sunt acum la front, sunt chiar în tranșee. Și ținând legătura cu dânsii, aflu că le trebuie, de exemplu, primele ajutoare au fost monoclurile pentru noapte, care le trebuiau foarte mult. De aceea am luat un monoclu, am mai luat produse alimentare, ce am putut noi am strâns și am plecat. Am plecat la 1300 de kilometri, ca să înțelegeți. Așa se pare că e 1300 de kilometri foarte departe, de fapt nu e așa de departe. De fapt, vreau să vă zic că războiul nu e chiar așa departe de noi. Când am ajuns acolo, ne-am oprit într-un sat, pentru că acolo nu este acoperire nici de telefon, nici internet, nimic. Ne-am oprit la un magazin unde am cerut de la Starlink conexiune ca să găsim băieții și stăteau mai mulți soldați acolo și ne întreabă, dar cu ce ați venit aici? Ce faceți voi aici? Că noi eram civili, îmbrăcați, dar ei acolo, știți că ei sunt de mult timp acolo, cam obosiți așa și ce faceți voi aici? Noi le explicăm, am venit la prietenii noștri, le-am adus și le arătăm că le-am adus un monoclu și tu știi ce tare ne trebuie și nouă așa ceva. Și ați continuat drumurile pe linia frontului pentru a vă ajuta camarazii. Da. Puteți să ne spuneți în mare, așa, în ce zone ați ajuns? Aproape de Bahmut. Adică până la linia frontului. Adică eram acolo unde e foarte gălăgios. Și acum am înțeles că ai rude care luptă pe front. Da. Fiecare familie de aici are pe cineva care este pe front neapărat. Sau cunoaște pe cineva, are un prieten, o rudă. Cu oricine vorbește aici, știe pe cineva care luptă în acest moment pentru Ucraina. Noi tot timpul suntem în rugăciuni pentru ei. Ne rugăm la Dumnezeu ca să-i păzească, să-i apere, pentru că noi nici nu ne închipuim ce e acolo. Noi nici nu putem să ne închipuim ce e acolo. Pentru că ei sunt la fel de simpli oameni ca și noi, doar că sunt în alte realități, unde zi la zi mor camarazi de-a lor, unde zi la zi sunt răniți. Inclusiv din rândul etnicilor români. Aveți din sat băieți plecați pe front? Avem băieți plecați pe front, în jur de 10 oameni. Acum, sigur, nu pot să vă zic câți. Nu de mult am înmormântat un băiat de 27 de ani care a murit pe front în luptă. De aceea e destul de complicată întrebarea când vorbim despre front. Anatol, ce-ți dorești din tot sufletul în acest moment? evident că foarte tare vreau ca copiii mei să aibă un viitor în pace. Asta cel mai tare îmi doresc. Că de multe ori mă gândesc, Alina, dacă... Și vreau să zic că mulțumesc la tot poporul român, care a fost alături de noi în momentele de când s-a început războiul. Știți, din prima zi am primit ajutoare și primeam chiar colete în care era în ceva pusă supă. Înțeleg că cineva de acasă a luat și a pus supă și a trimis-o încoace. Și întotdeauna mă gândesc, am fi putut noi să fim așa ca voi de buni. Să fim așa de alături cum ați fost voi de noi. Eu cred că da. Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți voi, pentru securitatea Ucrainei, pentru a împinge forțele ruse cât mai departe și pentru faptul că voi aici apărați nu doar țara voastră, apărați România și apărați întreaga Uniune Europeană. Foarte tare sper, Alina, că toată familia europeană va fi alături de noi până la sfârșitul acestui război și sper că el să fie un sfârșit victorios. Așa sperăm și noi din tot sufletul. Doamnelor și domnilor, vă invit acum să urmăriți un interviu exclusiv pe care l-am realizat cu fondatorul feribotului din Orlivka. Кожен день, коли почалась війна, ми в перші дні дуже багато народу було. В день від 5 до 10 тисяч, як мінімум, тільки пішоходів було. І від 100 до 200 машин. От, точніше, від 200 до 300 автомобілів легкових з людьми було. Зараз трохи спало, зараз зазвичай на добу у нас проходить від 2 до 3 тисяч чоловік. І десь від 100 до 150 авто. Дійсно, ми вважали в зв'язку з тим, що ми більше являємося пасажирським терміналом і автомобільним терміналом. Ми вважали, що Орлівку не тронуть. Ми не представляємо інтересу, якогось воєнного інтересу. Но у російської армії свої цілі. Я вам скажу, що якщо російська армія б'є по громадянським кварталам і домам, то нічого такого вже обиденного немає, що вона б'є по нашому об'єкту, теж громадянському об'єкту, тому що в момент удару тут знаходилось більше 200 чоловік. На цьому об'єкті знаходилось і грузові, і легкові автомобілі, і автобуси в тому числі. Тобто, якщо російська армія б'є по жилим кварталам, соответственно, мы ждали, что она бьет, но надеялись, что этого не будет. Но, к сожалению, мы оказались очередным жилым кварталом. Punctul de trecere cu Bacul de la Orlivka a fost bombardat de forțele ruse cu drone kamikaze de 2 ori în mai puțin de 2 săptămâni. Mai multe persoane au fost rănite și 10 de tiruri au fost distruse. То, что российская армия обстреляла пункт пропуска Орловку, это, я считаю, что это международным преступлением. За это нужно судить, потому что это международное преступление, это непосредственно гражданский объект. И для Европейского Союза военное руководство Одесской области, военная администрация Одесска сделала выводы после обстрела Орловки и усилила защиту этого пункта пропуска. Но... Пункт пропуска Орловка, он открыт как согласно межправительственному соглашению, правительствами 2 стран. Мое личное мнение, что не только украинская сторона, украинская военная администрация должна охранять этот пункт пропуска, но и румынская тоже, потому что мы говорили, что страдают и граждане Румынии, и румынские паромы, и румынские транспортные средства. То есть мое личное мнение, что именно этот пункт пропуска единственный на юге Украины и близких к зоне военных действий, единственное на всю территорию 170 километров, это единственный пункт пропуска. Должен взять под совместную охрану как военными Украины, так и военными Румынии. Pentru locuitorii din satul Orlivka, nopțile au devenit un coșmar. Se trezesc în zgomotul specific dronelor și în tunetul exploziilor care înroșesc cerul la granița dintre Ucraina și România. Mai multe ori a fost, mai multe. Și când spre izmailieni se duceau și aici se opreau și... Da, el într-o seară chiar pe deasupra la casă trecut. Drona? Da. Spre dimineață a fost zgomot, bombardament și războiul întotdeauna n-aduce nimic bine. Înainte ne umblam pe în zonele afectate, dar acum războiul a ajuns și la noi acasă. El doar se aude foarte bine, până acasă doar vă câțiva kilometri. Mamă, ce suflu a avut! Vârstnicii se tem pentru copiii și nepoții lor, dar nu se gândesc să părăsească locul în care s-au născut. La toată lumea se iei pacică. Niciodată nu ne-am gândit că azi vii frontul încoace. Niciodată. V-ați speriat? Nu. Dar la ce se sperie? De aici unde mă duc? Tot și de-am pe loc, nu ne ducem nicăieri, nu ne frică. De acum ne-am învățat. Satul Orlivka are aproximativ 3.000 de locuitori și face parte din Raionul Ismail, regiunea Odesa. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile de la granița dintre Ucraina și România tulbură viața oamenilor nevinovați și reprezintă o nouă crimă de război. Ni s-a alăturat Roman Caraceban din satul Nou, Novosilskie, care este proprietarul unei cafenele și e o poveste întreagă cu această cafenea. Vreau să începem cu acoperișul. În ce culori este pictat? Acoperișul e pictat în steagul României și steagul Ucrainei. Mi-a venit ideea asta într-o noapte, să zicem. A fost chiar înainte de război. Înainte de Crimea. Și am hotărât că vama, înainte nu era la Orlivka vama, era vama la Larin. Și când vine din partea României, se vadă steagul ucrainesc. Adică toată lumea pleacă în Ucraina. Și când pleacă din Ucraina, se vede steagul românesc. Asta a fost ideea simplă, mi-a plăcut, într-o săptămână am făcut-o. Dar în acest context al situației de securitate acum foarte sensibile pe zona de graniță și să explicăm la câți kilometri este satul dumneavoastră de Orlivka? Satul nostru la 12 km de Orlivka, adică 18 km până la trecerea Bacului. Și de Dunăre sunt undeva 12-15 km, cam așa. Adică de-a dreptul, cum ar veni. Mi-ați spus înainte de emisiune că nu aveți frică. Da, așa este, că eu socot că mai cum, că atacurile se fac noaptea. În timpul ăsta ele n-au, deci noi știm numai că s-a pornit drona, deci s-a pornit drona și atât, dar unde pleacă nu știi. Și există momente că poți să te scoli, să începi să fugi, să dai peste ea singur. Adică te găsești, adică o găsești tu pe dronă, nu te găsești ea. În primul rând. Și eu socot că nu are rost să faci panică, să-ți fie frică, să-ți fie asta, că toți credem că va fi bine. Au zburat dronele pe deasupra casei dumneavoastră? Da, au zburat drone, au zburat și pe deasupra casei, și deasupra satului, și pe deasupra Dunării, undeva. S-au auzit, de văzut am văzut odată, dar așa s-au auzit mai mult. Că fac un zgomot specific, așa, un zgomot de motorete, de... Foarte... Îl auzim și noi din România și vedem exploziile. Nici nu vreau să-mi imaginez ce este în sufletul dumneavoastră, al oamenilor care sunteți, priviți cerul și... Da, așa sus, este. Undeva există și frică, există, dar nu, eu socot că nu are rost să o dai așa afară, chiar așa de tare, să-ți fie frică că te vine drona. Că v-am explicat, drona vine, nu știi unde vine și de unde vine și încotro pleacă. Și asta e ideea. Restul, voia lui Dumnezeu. Fiul dumneavoastră este în forțele armate ucrainene. Fiul meu a decis singur să ducă voluntar, adică s-a încadrat în forțele ucrainene și ne apără pe toți. Și eu sunt mândru de el, că decizia lui, el a hotărât. Ne-a spus, tată, eu vreau să-mi apăr țara. ce poți să-i spui băiatului la 23 de ani? N-ai ce-i spune. Deci, am rămas așa un pic, eu cu maică să ne-am gândit, dar n-ai cum să-l întorci, că el a fost hotărât tare. Asta e tot, ce pot să spun de fiul meu. Fiică-mea face basket, tot așa, este la Odesa. Apropo, și dronă, nu, rachetă a căzut în casa unde s-a născut ficiorul meu, chiar a dărmat casa. Apartamentul unde s-a născut ficiorul meu. În Odesa. În Odesa, da. Asta e adevărul. Sperăm că se va termina chestia asta cu bine. Avem foarte mulți băieți care sunt pe front, la kilometru zero, care îi ajutăm, ținem pumne, ce putem facem. Aveți un mesaj pentru România? Da, eu mergeam în România înainte Destul de des? Destul de des, da. Am rude în Galați, am în Brăila. Mergeam în vizită, ei veneau, noi plecam. Acum avem 2 ani de când nu mai putem, noi bărbații. Trece vama. Și sperăm că se termine mai repede, cum ar veni, să ne reîntregim rudele, să ne îmbrățișăm, să ne vedem cu bine la un șpriț de biruință. Victoria trebuie să fie a Ucrainei și a lumii libere. Așa este. Victoria va fi a noastră, a tuturor. Cu ajutorul Europei, cu ajutorul României, oricum ceva vom face. Doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți acum un fragment dintr-un interviu în exclusivitate cu șeful administrației militare raionale Izmail. Ну, дійсно, до середини цього року ми відчували себе дуже безпечно. Тобто йшла війна, ми це розуміли, але на території Ізмаїльського району ми майже це не відчували. Але коли закінчилась зернова угода по Чорному морю, то Російська Федерація почала здійснювати атаки на Ізмаїльський район, на портову інфраструктуру. Тому зараз ситуація дуже небезпечна. І люди відчувають це, і ми вживаємо багато дій для того, щоб забезпечити безпеку наших мешканців. Ціль Російської Федерації – не дати можливості Україні сьогодні виконувати функцію основного експортера зерна. І тому вони роблять все, щоб дійсно атакувати портову інфраструктуру, вивести її з ладу, для того, щоб ми не могли цього робити. Так, основні цілі, як я сказав, це портова інфраструктура. Коли це відбувається, то на деякий час порти зупиняють свою роботу і ми вимушені відновляти або склади, або щось пов'язане з навантаженням зерна. Am revenit în Izmail, iar alături de mine este doamna Maria Babaian. Ați lucrat în administrația civilă portuară cu ani în urmă, dar acum am văzut o parte din aceste clădiri distruse în atacuri. Da, am lucrat, sunt vreo 10 ani în urmă când am lucrat acolo și oricum este foarte dureros ceea ce s-a întâmplat cu... zic, un start de-al meu ca funcționar, adică că am lucrat și acum nici nu-mi dădeam seama că poate să întâmple așa ceva în veacul nostru care îl trăim acum. Când a fost acel atac asupra infrastructurii portului, ce ați simțit dumneavoastră când ați trecut apoi, în timpul zilei, pe lângă clădirile acelea, în acea zonă? Asta e foarte dureros, adică nu poți să-ți închipui că treci pe străzile care le treci în fiecare zi, cum trăim noi, încăperile cele care le-am trecut ani de zile și sunt distruse într-un moment. E foarte dureros. Nu sunt cuvinte de transmis ceea ce se întâmplă în inimile noastre. Sunteți mama a 2 copii. Cum este pentru familia dumneavoastră să trăiască aici, în aceste condiții extrem de dificile? E foarte greu. E greu deoarece noi, adică de la începutul războiului, am fost jumătate de an, am fost în România, la Tulcea, am stat și la sfârșitul lui august anul trecut am hotărât să ne întoarcem înapoi, deoarece se începe școala, adică avem noi lucrul nostru, copiii, ocupațiile lor, prietenii și ne-am întors. De un an de zile cât am stat, deja ne-am deprins și cu sirenele și cu trebuie să fim atenți, adică oricum nu era ceea ce s-a întâmplat acum 2 august, când au fost primele bombardări pentru Izmail. Și a fost foarte greu. A fost greu pentru ca mamă să liniștesc copiii, că mergem în subsol, că vin dronele și nu știm unde cad și ce, unde e țelul lor, care poate să fim și noi. E greu. E greu și acum, că nu știm când e ziua aceea sau noaptea aceea când vin iar spre noi. Și în fiecare seară, adică mai ziceam eu la colegi, că noi trăim 2 vieți. Trăim viața de zi, care e obișnuită cu lucru, cu școală, și viața de noapte, care e altceva. E altceva, că nu știi, poți să adormi, dar nu știi dacă te trezești. Asta e foarte greu. Locuiați într-un apartament în orașul Izmail, la etajul 9, și îmi spuneați că de câte ori începea alarma, vă luați copiii și mergeați la subsol. Deci acest drum de 9 etaje trebuie să fie cumplit pentru o mamă. E foarte greu. A fost foarte greu. Chiar în prima, când a fost de 2 august, m-a sunat sora mea din somn și a zis că eu deja nu mai reacționam la sirenele care erau până atunci. Și m-a sunat, vin spre noi, mai sunt grupuri de Telegram care ne anunță și trebuie să faci ceva, să iei copiii și să cobori, că la etajul 9 oricum e foarte periculos. Și erați bolnav, aveați COVID atunci, eram bolnavă, aveați temperatură? Cu febră, eram temperatură, era foarte rău și am luat pastile de toate felurile ca să pot să dorm și de asta ne-a fost și greu să mă trezesc și să mă dezmitecesc ce fac mai departe. Și când m-am sculat, băieții micului de 6 ani, și adică nu chiar înțelegeți să petrece, dar cel mare nu puteam, e de 12 ani și trebuia oricum să se trezească coplit ca să înțeleagă, trebuie să îmbrace și să coborâm și repede, nu avem timp să ne gândim ce ne îmbrăcăm. Adică și nu eram pregătiți să tăi hainele cum cred că trebuia să fie, dar nu eram pregătiți pentru așa ceva. Și noi în 5 minute am fost coborâți. Nici nu știam unde mergem. Adică chiar așa eram, când nu știam dacă sunt deschise subsolurile, este cineva. Dar când am ieșit, vecinii de vis-a-vis au strigat: dacă veniți în subsol, noi suntem aici, este deschis. Și micul, eu sunt foarte bucuroasă că el a dormit, el n-a auzit nimic ce s-a întâmplat. Câți ani are? 6 ani. 6 ani și cum se numește? Timofei. Timofei. Și marele Elisei, la 12 ani, adică el, ca un bărbat în casă, rămas mai mare. Pentru că soțul era plecat atunci. Soțul era plecat. El se străduia să mă îmbărbătească pe mine. Zice: mama, va fi tot normal. Dar de aici îl simt că tremură și în perioada asta, când au început bombardările și erau, adică se auzea foarte aproape. Noi nu înțelegeam unde se întâmplă. Mi se părea că tot e lângă noi. Adică unde era, noi nu înțelegeam momentul acela. Și în perioada asta s-a început la el o atacă de panică. A început să se făcea rău, s-a ridicat febra, adică într-o oră cât am stat noi mai mult, dar în timp de o oră, lui, de la asta că mă liniștea pe mine, i s-a făcut lui foarte... A fost stresat, zice: mama, se termine și ne ducem în mașină și plecăm. Și asta a fost vorbele de noapte și dimineața zice: nu, lasă că reușim noi. Extraordinar cum vă încurajau copiii dumneavoastră. Da, el se simtea că mă cuprindea și zicea: mama, să fii tot bine, nu-i nimica, noi suntem împreună, stați fără grijă. Și asta, numai așa, că la așa momente numai trebuie să ne susținem unul pe altul, să ne îmbărbătăm, că asta e. Și așa ați făcut naveta de la etajul 9 la subsol, de câte ori se dădea alarma? De câte ori, și mai ales noaptea, că și era perioada aceea când cam în fiecare seară, era în fiecare noapte, coboram de câte 2 ori pe noapte, coboram în subsol. Și a fost foarte greu. Și atunci am avut posibilitate să trecem la casa sorei mele care a plecat, sunt plecați. Deci m-ați mutat la casă. Și am trecut la casă. Este mai liniștit deoarece nu e etajul nou și nu suntem într-un raion al orașului unde e foarte aglomerat cu diferite întreprinderi sau nu e lângă port. Și nu trebuie, adică noaptea ne trezim, monitorizăm, vedem unde pleacă, dar nu trebuie să coborâm în subsol numai decât. Numai atunci când vedem că vine spre noi sau se aude în oraș, atunci ne trezim, stăm între doi pereți, e altceva, dar la etajul nou nu așteptam să vedem a să ajungă la noi, o coboram, că nu trebuie să pierzi timpul, că nu știi cât timp avea. Și atunci când a început războiul, știu că sora, tot sora v-a anunțat, tot sora. Nu? Sora este colpoțelul meu care, când s-a început războiul, ea... Și nu, ea nu locuiește aici, să spunem. Ea acum nu locuiește, adică e plecată cu familia de pricina războiului. N-a fost plecată înainte. Da, ea era, adică aici, și ea m-a sunat în dimineața aceea, zice, Mașa, s-a început războiul. Adică pentru mine a fost că noutăți să se vorbea, că poate să fie, dar eu oricum n-am crezut că poate să înceapă războiul, adică așa cum s-a început. Eram de o părere că nu cred că acum, când lumea civilizată cu toate bunătățurile care poate să fie și tehnologiile, poate să înceapă un război, și, adică ce avem din partea, ce vor ei din partea noastră, adică nu... Și m-a trezit ea, vezi actele, strângeți actele, vezi haine, ești mașina să fie pregătită. M-am trezit și nu-mi dădeam seama, adică de la ce să o încep. Asta a fost foarte greu. Și cuvintele copilului meu, adică soțul tot era plecat atunci și prima ce a zis, strânge ce ai, actele, copiii și vino, că el era plecat în deplasare la Tulcea era, și vină încoace, dar Elisei, băiatul cel mare, zice, mama, cum putem noi să le pădăm tot și să plecăm? Noi nu suntem trădătorii țării noastre, noi rămânem pe loc. Adică noi am avut discuții cu dânsul, n-am plecat de dimineață, până după amiază, că mai aveam și la birou, adică multe chestii care trebuie să le aranjăm până să pleci. Și cu dânsul tot timpul stăteam de vorbă, că noi nu trădăm pe nimeni, noi doar poate câteva zile și ne întoarcem, nu plecăm pentru totdeauna, pentru că noi ne vedem viața noastră aici, noi vrem să trăim aici. Și copiii tot așa, și nu puteam pleca nicăieri. Și iată că v-ați întors. Și ne-am întors, da. Și cel mai mult a fost pentru copii, și marele și micul. Micul întotdeauna când am stat la Tulcea, desena în fiecare zi, desena casa noastră, care cu 9 etaje, desena casa mare și la ultimul, da, era la ultimul etaj, doar acolo ardea luminița. Și în fiecare zi când ne întoarcem, dacă când se termină războiul, dacă când vrem acasă. Și acum suntem în Izmail, dar nu stăm în casa, nu stăm în apartamentul nostru, stăm la casa sorii mele, el oricum zice, dacă nu ne ducem la casa noastră, eu vreau să trăiesc acasă. Vă mulțumim din suflet pentru această mărturie impresionantă și emoționantă. Aveți 2 băieți extraordinari. Da. Și... tot ce își dorește toată lumea este să fie pace, să vină pacea. Da, noi vrem pace. Dar știți că soțul dumneavoastră mi-a spus ceva când am stat de vorbă, că pace da, dar nu cu orice preț. Nu cu orice preț. Noi vrem biruința noastră, noi vrem pace și să trăim viața care am trăit-o, nu mai putem să o trăim. Noi suntem alții, noi nu suntem cei care am fost până la război. Dar oricum vrem să trăim viața cu probleme omenești, cu care se rezolvă de azi pe mâine, nu cu distea care nu știi ce va fi mâine, fără plan pentru ziua de mâine. Asta e foarte greu. Domnilor și domnilor, zilele trecute am ajuns în satul Camâșovca, Hagicurda, cum îi spun etnicii români. Chiar duminică era slujbă la biserică, acolo enoriașii au venit, evident, să se roage pentru pace. Urmăriți reportajul. Tare greu, nici nu e. Ne năcăjăm fața pământului, dar Dumnezeu nu ne leapădă. E mare Dumnezeu pentru tot pământul și pentru tot lumea. De când s-a început războiul ăsta, o leac suntem cu frică, dar în cont nu pot eu să mă jălui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că fiind țara noastră în război, noi primim pensia. Suntem îngrijorați că așteptăm noaptea, nu știm din care parte, poate ne plesnească, suntem alea că nu vă spun că nu suntem în toate apele. Și ne rugăm cât putem, dar trebuie mai mult, poate. Și suntem bătrâneli, eu am 74 de ani. Avem război, care toată lumea e cu noi, ține. Numai că nu putem, numai că nu putem să oprim războiul care nu trebuie să înceapă deloc. Alături de mine este acum părintele Mihail Stegărescu, părintele paroh al Bisericii Românești din Hagicurda. Care a fost cel mai greu moment pentru dumneavoastră, părinte? Să zicem, toate momentele au fost grele, toate situațiile au fost grele, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am stăruit să facem față tuturor greutăților și totodată ne-am stăruit să nu arătăm pe fețele noastre problemele și greutățile pentru a-i încuraja pe cei care stau în spatele nostru, pe cei care sunt pe front și cei care așteaptă să vină pacea. Cred că cele mai mari greutăți au fost mai mult cele când duceam ajutoarele umanitare la bătrâni, la cei de prima linie a frontului, suferințele prin care treceau cei care sunt acolo. Părinte, eu v-am cunoscut chiar în punctul de graniță de la Orlivka, era în martie 2022, începuse războiul de câteva zile și dumneavoastră erați cu tirurile, cu ajutoare care veneau din România pentru oamenii de aici, din regiunea Odesa. Odată cu începerea războiului, vreau să zic că ceea ce ține de Patriarhia Română cu binecuvântarea preasfințitului Veniamin și Biserica Ortodoxă Română s-a angajat activ pentru ajutorarea tuturor celor nevoiași și din primele săptămâni de război am fost nevoit să mergem în România pentru a prelua ajutoarele care erau colectate atât la bisericile cât și la centrele eparhianele din jurul graniței de Dunăre, ceea ce ține de Galați, Tulcea, Constanța și totodată nu numai din eparhiile care sunt la granița cu Ucraina, dar și de la Patriarhie și de la toate eparhiile care colectau ajutoare și noi le preluam și aici le aduceam ca să fie date celor care se aflau în nevoință. Cum încurajați enoriașii? Am văzut la biserică și copii și femei care au venit să se roage. Ce le transmiteți dumneavoastră? Să aibă încredere în Dumnezeu că cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece și aceste clipe grele și cu ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge și la acele momente de fericire când vom primi și acea veste îmbucurătoare de pace că s-a terminat războiul. Părinte, să spunem de ce biserica din satul Camâșovca este atât de specială. Biserica din satul Camâșovca, care este subordonată Patriarhiei Române, nu este o biserică specială, să zicem, este o biserică ortodoxă. Este specială între aceea că este prima biserică care a fost construit cu sprijinul Departamentului Român de Pretutindeni, statului român, și totodată este prima biserică reactivată istoric în sudul Basarabiei istorice. Și se subordonează? Se subordonează episcopii canonic Metropoliei Basarabiei, Episcopiei Basarabiei de Sud, fosta episcopie a Cetății Albe și Izmail, subordonată Patriarhiei Române. Mai există o biserică care nu este în cum e deja ridicată la roșu, este acoperită, este dincuită pe dinăuntru, este instalat și catapiteazma, dar mai durează lucrările, slujbele se duc pentru credincioșii români care sunt în Reni și cei care sunt de prin împrejurim, care vine să asculte slujba în limba română. Dumneavoastră ați adus și continuați să faceți asta, ajutoare alimentare pentru toți locuitorii regiunii, în sate, dar și aici la oraș, pentru oamenii vârstnici, pentru persoane cu dizabilități, pentru spitale. Da, am adus și continuăm să aducem ajutoare tot cu binecuvântarea Preasfințitului Veniamin, dar în ultimul timp ajutăm soldații răniți care sunt de pe front, care cu diferite traume psihologice, îi ducem la centrul Lucas Spital din Laslea, Sibiu, lângă Sighișoara, unde ei primesc ajutor și îngrijire medicală, atât recuperare psihologică, avem cazuri de protezare a brațului, a mâinilor, a picioarelor și ne stăruim în unele cazuri ca să nu aducem numai soldații, dar prin această reabilitare soldații să vină cu familiilor, ca să treacă mai ușor peste această perioadă de reabilitare și fiind în sânul celor dragi. Asta s-a văzut și în România, de exemplu, militarii răniți pe front, în Afganistan, în Irak. Cea mai bună recuperare este atunci când au familia aproape și cele mai mari rezultate au fost obținute atunci când nu au fost singuri. Da. Când treci un curs de reabilitare singur este una, dar când după ce ai făcut anumite proceduri și vii iarăși îți vezi copiii, îți vezi soția, îți vezi persoanele dragi. Prins putere. Prins putere și prins curaj ca să treci mai ușor peste aceste obstacole în care se află ei. Suntem în orașul Izmail și ni s-a alăturat Valentin Stroia, voluntar, aduce ajutoare din Uniunea Europeană în Ucraina, atât pentru civili cât și pentru militari. În aceste condiții, de exemplu, cu atacurile pe zona de graniță, cum reușești totuși să aduci în continuare ajutoare? După atacurile cu drone rusești, drone militare rusești, în zona de frontieră aici, adică în zona raionului Ismail și nu numai, adică practic sudul regiunii Odesa, al infrastructurii portoare, noi în calitate de voluntari, când zic noi, adică noi facem voluntariat în cadrul Rotary, sunt președintele fondator al lui Rotary Club Ismail și datorită acestui fapt noi reușim să facem și aducem ajutoare din comunitatea Rotary din România, din alte țări europene, din Statele Unite ale Americii. Ne concentrăm mai mult spre acum, adică pe proiectoare de lumină, dacă vorbim, pentru că noi parțial asigurăm ajutoarele batalioanelor al gărzilor acestea mobile de antiaeriană și au nevoie de proiectoare de lumină, au nevoie de tablete, au nevoie de aparate termo ca să poată vedea aceste drone, ca să reușească să le doboare mult mai eficient. De aceea, comunitatea rotariană și eu ca președinte fondator împreună cu rotarienii mei, noi suntem peste 24 de persoane aici în Ismail, facem adunare de fonduri și paralel și aducem ajutoare umanitare la noi în zona noastră și nu numai în zona noastră. În ceea ce privește familia dumneavoastră, a rămas aici? Este în Europa plecată? Familia mea este aici. Am fost doar primele 2-3 luni au fost la Tulcea, atunci când noi am înființat la Tulcea hub-ul umanitar logistic, de care probabil au zis câțiva colegi de-ai noștri. De acolo noi am transmis peste 600 de tiruri cu ajutare umanitare în toată Ucraina, inclusiv în linia Fierbinte, la linia 0. Și familia s-a întors, deoarece aici era în Izmail era liniște. După aia m-am întors și eu și activăm aici, ne desfășurăm activitatea aici. Merg la școală, merg la grădiniță atunci când se aud sirenele, adică mergem în subsol ca toată lumea, organizat, mai ales atunci când este vorba de atacuri cu drone, deja, adică toată lumea înțelege că nu este o joacă și adică acționăm conform acelor planuri ca să contribuim la securitatea și siguranța noastră personală. Cum este viața dumneavoastră în vreme de război? Pentru noi este dificil, poate, de înțeles din România, dar acum, odată cu ceea ce vedem, cu imaginile de pe zona de graniță, care ajung, iată, și la noi acele imagini în România, și vedem dronele, vedem atacurile. Cum resimțiți dumneavoastră aici? Pentru că această zonă a fost până de curând ferită de astfel de atacuri și dintr-o dată miza aici se poartă pentru infrastructura portoară, pentru depozitele de grâne, pentru tirurile care transportă cereale în toată Europa și în toată lumea. Eu, pe exemplu familiei mele și al seminilor mei, al prietenilor mei, care fac parte dintr-o categorie de cetățeni activi, noi ne-am coagulat și mai mult. Bineînțeles, securitatea și viața este pe prim plan și atunci când e vorba de anumite atacuri, în primul rând, adică luăm normele de precauție și mergem în locurile care sunt ferite de bombardamente, subsolurile de obicei, dar noi, adică ne-am coagulat și am început să devenim mai activi pentru ca să facem tot posibilul ca ceea ce nu reușește să o facă statul, să ne coagulăm și să mergem să ajutăm mai mult militarii noștri, adică toți militarii de la diferite ranguri, dar în special cei care în prezent luptă cu aceste drone sau cu alte categorii de rachete care zboară la o înălțime mai mică. Adică, practic, pentru noi, această provocare în această zonă mai mult ne-a coagulat pe noi și noi înțelegem că, adică, asta nu este doar responsabilitatea statului ca o chestie virtuală, asta este responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a sprijini armata, a fi voluntar într-un fel sau altul, de a contribui la anumite ajutoare, se fac anumite adunări de bani, cum facem și noi, adunăm 10.000 de euro aici la nivel local, cetățenii au încredere în noi și noi, după ce facem achiziții la toate chestiile astea, facem raportări și lumea simte că, adică cetățeanul este împreună cu armata, toată lumea contribuie la apărarea țării. Adică nu obligatoriu trebuie să fii cu mitraliera în tranșee ca să fii util statului tău. Tu poți să lucrezi aici, poți să plătești impozite și, bineînțeles, dacă ești activ și voluntar și contribui cu aportul tău. Unii doar fac transferuri de bani la anumite ONG-uri care sunt transparente și astfel tu, adică tot, contribui la apărarea țării și la apărarea familiei tale. Când a fost la București, președintele Zelenski a spus așa: România este un prieten care ne-a venit în ajutor în cea mai neagră zi a noastră și al cărui sprijin devine tot mai puternic cu timpul. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă România? Absolut, domnul președinte Zelenski a zis adevărul. România și România ca țară mama noastră a demonstrat că este un partener sufletist. Poporul român a fost săritor în primele zile, în primele luni. Bineînțeles, toată lumea începe să obosească, dar vreau să zic că la nivel de stat, România a demonstrat coloană vertebrală în relație cu partenerul său, Ucraina, și Ucraina trebuie să fie foarte recunoscătoare de acest gest. Eu zic și cred și văd că și recunoaște, de aceea, adică acest parteneriat, adică el trebuie să existe, cel puțin pentru o parte din prietenii mei. România a fost o terra incognita până acum din mai multe puncte de vedere, dar acest război a arătat fața unui prieten, unui vecin, da, care a fost săritor, care înțelege că dacă acest îmi cer scuze de expresie, rusesc, va trece de Ucraina, România este următoare. Și România înțelege ce înseamnă piciorul rusesc din istorie. Și datorită acestui fapt, eu cred că această memorie istorică nu-i permite poporului român să fie altfel, părerea mea. Vă mulțumesc foarte mult! Plăcere! Doamnelor și domnilor, această emisiune a fost realizată împreună cu Mihai Florea și Remus Tigoianu, colegii mei care semnează imaginea și care m-au însoțit timp de o săptămână în satele și orașele din sudul Ucrainei. Țin să precizez că această emisiune a fost înregistrată din motive de securitate a echipei, deoarece este periculos să filmăm în stradă în regiunea Odesa după lăsarea întunericului. Ne revedem mâine seară în direct de la București.